Mai mulți tineri aflați sub măsura plasamentului la casa de tip familial Amicii și casa de tip familial Voința, colegii ai celor doi copii care au murit săptămâna trecută, au vorbit astăzi pentru prima dată despre dramele pe care le trăiesc. Casa de tip familial să fie ca o familie, da. Să se simtă pădurea aia. Da, ceea ce nu se simte. Cât de multă s-a văzut pe seara când te duci acasă, să nu te gândești, frate, mă duc chiar la căminul ăla, de cine dau acolo, să te gândești, mama, abia aștept să ajung acasă, să știu să vorbesc și... Să știm că ajungem cu Daga acasă, ne așteaptă cineva. Exact, acasă. De-aia când ne întreabă toți unde te duci, acasă, nu spun la cămin, spun acasă. Prindem încredere într-un psiholog și la câteva luni iar îl schimbă, deci nu putem prinde bine încredere că îl schimbă. Da, psihologii ne se schimbă foarte des. Da. Și voi ați fost duși acum la psiholog? Da, 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 am fost. Dar și până acum ați dat de vorbă cu psihologii, stau de vorbă cu voi? Da, am fost și se schimbă odată la 2-3 luni, se schimbă doar ce prindem încredere în cineva, se schimbă. Despărțirea asta, noi apucăm să ne acomodăm, să ne obișnuim cu acel personal, cu acei copii, cu acel mediu și apoi suntem mutați. Motivul îl spun ei, îl știu doar ei. Ce motive de regulă vă dau? Uneori este un fel de pedeapsă că am greșit acolo, uneori este că trebuie să vină altcineva, că nu prea mai sunt locuri. Și la voi nu se gândesc, pur și simplu vă spun trebuie să vă mutați? Da, ne anunță dinainte cu ceva vreme și... Da. Cât de des vă mută dintr-un timp în altul? Eu am fost mutat de 4-5 ori până acum. În cât timp? În 4 ani. Faci 18 ani să nu încerci să te dea afară. Insistem să ca să să-ți ofere un loc de muncă, să-ți ofere, să ai unde să stai. Un viitor, da. Exact. Tineri îmbrăcați în tricouri negre inscripționate cu poza prietenului lor, Nicu, au mers la o biserică din apropierea locului în care s-a produs tragedia să se roage și să aprindă o lumânare în memoria lui. Mâine ei își vor conduce prietenul pe ultimul drum.